doar spălat acele canale care vin după ce se pun și udă străzile. Acele 5 mașini, că atâtea sunt, costă fiecare 8.000 de lei pe zi, în total 40.000 de lei pe zi, 1.200.000 de lei pe lună. 5 camioane care fac lucrul ăsta și care n-au niciun beneficiu. Pur și simplu sunt bani. Aruncați. Rog pe această cale pe doamna primar să ia măsuri astfel încât lucrurile să se facă profesioniști și să nu se mai arunce bani publici pe așa ceva. Dacă cu domnul director de la salubritate nu poți să discuți că nu înțelege acest lucru, poate înțelege doamna primar. O rog pe această cale să ia măsuri în acest sens. Să nu mai justifice că sunt niște activități obligatorii. Sunt obligatorii, foarte bine să faci curățenie, dar fă-o profesionist. Nu să faci altceva decât să murdărești mașinile pe stradă cu 1,2 milioane de lei. Deci este un lucru